N-am auzit recent pe domnul Ion Sturza anunțând, m-a mirat când dumneavoastră a venit cu acest anunț, că în curând a putea afla despre o condamnare a lui Ilan Șurdă, când n-am înțeles unde o condamnare, în Republica Moldova sau în Israel, dar cu executarea condamnării în Israel. Despre ce vorbește domnul Sturza? Nu știu, trebuie să-l întrebați pe domnul Sturza. Dar dumneavoastră știți ceva despre o posibilă condamnare în curând? Eu știu că la Curtea de Apel Chișinău se examinează dosarul pentru care Șor a fost condamnat la 7 ani, am impresia, din 2018. Și la Curtea de Apel este în examinare apelul lui Șor cu privire la sentința respectivă a judecătorii Buicani atunci că era. Știți cumva dacă în curând urmează soluții pe acest dosar? Nu cunosc când urmează o soluție pe acest dosar. Dacă ar exista o soluție, condamnarea unde ar urma să se execute? Dacă ar exista, admitem că se expune în curând. Este vorba de Șor, este vorba de... Că e de o persoană care nu se află, care este fugită din țară. Și aici ar fi două, într-o astfel de ipoteză, ar fi două soluții. Fie persoana este extradată, fie dosarul este transmis pentru recunoaștere și ispășirea pedepsei în statul respectiv. Care ar fi cea mai bună soluție? Cred că extradarea Republica Moldova și ispășirea pedepsii în țara unde s-a comis infracțiune.